Astăzi e o zi frumoasă, ziua ce n-o pot uita. Este mare sărbătoare, astăzi este ziua ta. Vreau să-ți dăruiesc. Bună seara, cu nazvă doamna Ala, bine v-am găsit. Eu mă numesc Aisa, suntem ieșit astăzi. Să ai clipe fericite, iar necazuri să nu duci. De curând ați fost omageat, ați împlinit o vârstă rotundă, frumoasă, când începe a doua tinerețe. Și noi vă felicităm cu această ocazie. Vă dorim multă, multă sănătate, realizări, bucurii de la copii, nepoței, să aveți întreaga familie mereu alături de voi. Și să știți că suntem trimiși să vă felicităm de către nepoții voștri din Germania. Este vorba de Olga și Sergiu, care n-au avut posibilitatea să fie aici nici pe data de 23, nici astăzi, nici mâine când o să sărbătoriți, dar vă respectă foarte mult, vă iubesc, vă duc dorul și au vrut să vă fac această zi memorabilă. De aceea ne-au trimis pe noi cu cadouri. O să începem. Aveți o floare de cameră, o orhidee foarte frumoasă, pe care să o îngrijiți cu drag și atunci când o să aveți grijă de ea, să vă amintiți de nepoții voștri, vă rog să o primiți. Așa. Și, desigur, pentru măsuța de sărbătoare de mâine, un spumant o să fie foarte binevenit, să-l deschideți în cinstea lor chiar la începutul mesei. Și ne dați voi să-i dăm bomboanele nepoțelului. Bună! Cum te numești? Dima. Dima, salut! Hai să dăm mâna. Îți plac dulcerile? Uite, astea sunt pentru tine, te rog să le primești. Mulțumesc. Cu mare drag. Toate femeile iubesc florile, dar mai iubesc și dulciurile, da? Și mai ales că este sărbătoare, nu poate să treacă fără o tortă. Aveți o tortă delicioasă, în formă de inimă, cu inscripția La mulți ani, Ala. Vă aparține și neapărat să gustați din ea. Mulțumim! Și încă o clipă, Olguța va scrie și niște cuvinte calde împreună cu Sergiu. Eu am să le citesc, vă rog să le ascultați. Draga noastră mătușică, azi venim în casa dumitale să te felicităm cu ziua de naștere. 50 de ani să trăiești nu-i ușor, o văd eu de acum. Să trăiești din greu, să lucrezi pentru ca seara să ai cu ce hrăni copiii și să ai o bucată de pâine pe masă. Să înduri dușmanii și invidioșii nu-i ușor deloc. Dar cât de greu nu ți-a fost, mereu ai zâmbit. Ai știut mereu unde să spui nu și unde să spui da. Ai știut mereu cu cine să stai la masă și cu cine nu. Ai crescut 4 flăcăi care azi sunt oameni pe la casele lor. Le-ai dat tot ce-i mai bun, o educație și un viitor frumos. Pentru asta ești stimată și iubită de ai tăi feciori. Familia voastră este un exemplu de urmat pentru mulți, mulți alții. De când ați apărut cu unchiul la noi în familie, am învățat multe de la voi. Vă mulțumesc pentru tot binele și toate sfaturile care mi le-ați oferit. Acum, să nu ne dezbatem de la temă, totuși este ziua de naștere a dumneavoastră, draga mea. Să fii sănătoasă, asta e cel mai important pentru noi. Să fii mândră de tot ce ai făcut până acum și ce vei face de acum încolo. Să te iubească soțul și copiii să te respecte și să te facă mereu fericită. Noi suntem alături mereu. Azi nu putem să fim împreună. Așa am ajuns să fim la mii de kilometri. Dar noi îți trimitem inima noastră mare să îți facă sărbătoarea mai frumoasă. La mulți ani, draga noastră mătușică și vecinică. Te iubim, noi, Sergiu și Olga și întreaga noastră familie. Mulțumim frumos! Au fost cuvinte cu adevărat în suflet și acum, prin intermediul nostru, aveți posibilitatea să le transmiteți și dumneavoastră un mesaj de mulțumire. Dragă Olea și Sergei, eu tot tare vă iubesc, împreună cu soțul vă iubim și suntem foarte mulțumiți din partea voastră să aveți parte de copiii voștri tot și să vă stimați mama tot așa. Mămica lor e acolo cu ei. Și numai bucurii să aibă în familia lor. Și să ajungă la vârsta mea. Așa să fie și mai mult încă. V-au surprins? V-ați așteptat la așa o surpriză? Nu. Vedeți, asta era scopul lor. Să fie bine prins de veste și să vă aducă zâmbetul pe buze. Zâmbiți asta
este cel mai important, că ne-a reușit. Noi vă dorim să vă revedeți cât mai curând și să aveți posibilitate ca de toate sărbătorile să fiți împreună, să sărbătoriți împreună. Să dea ziua ta, îți voi cânta și zeu este iubirea mea.